Tot despre pandemie, știrile protv.ro titrează Pandemia mărește decalajul între salariile angajaților de la stat și de la privat. E un articol în care cei de la ProTV, cu mai mulți experți, încearcă să ne explice că, de fapt, problema pe care o au românii în acest moment nu e faptul că salariile din privat sunt mici, nu e faptul că guvernul a decis să mărească salariul minim pe economie cu doar 40 de lei net. Nu! Problema e că salariile de la stat sunt prea mari. Aceasta este uh, manipularea cu care avem de a face de prea multe ori. Este acea, această propagandă uh, elitistă împotriva uh, muncitorilor uh, din domeniul public, de la stat, pentru că e mai ușor să controlezi oamenii dacă îi separi. Asta nu e nicio conspirație. Vedem exact uh, ce se promovează că salariile de la stat sunt prea mari. Și sigur, e ușor să îi pui pe oameni, oamenii din privat împotriva celor de la stat. Pentru că e normal, oamenii din privat, mulți dintre ei sunt nemulțumiți. Mai mult de un milion de oameni au salariul minim pe economie în acest moment în România. Și atunci când văd, uite, de exemplu, cineva care lucrează la stat și câștigă, nu știu, 5-6 mii de lei pe lună, iar cei din privat trăiesc cu puțin peste 1000 de lei pe lună, sigur, situația e frustrantă și există tendința aceea de a te supăra tocmai pe cei care lucrează la stat. Când nu, de fapt, problema ar trebui pusă total altfel. Problema acestui decalaj între salariile angajaților de la stat și de la privat nu e o problemă a statului. Că sunt oameni care lucrează în domeniul public, care nu-și fac treaba, sigur, dar acolo vorbim despre cazuri individuale. Nu putem să tratăm problema aceasta așa la nivel. Macro, toți angajații de la stat uh, fracămenta. Nu, nu e asta uh, situația reală din teren. Și atunci, problema nu e că salariile de la stat sunt mai mari. Problema e că salariile din uh, domeniul privat sunt extrem, extrem de mici în România, în continuare. Uh, vedem și faptul că, la început de 2021, doar 40 de lei. Atât s-a putut. 40 de lei net, majorarea salariului minim pe economie. Dacă ne dorim ca românii să se întoarcă acasă, dacă ne dorim o viață mai bună pentru români, trebuie majorat salariul minim pe economie. Și știu, aud acele voci care spun nu. Soluția e de fapt să facem în așa fel încât mai mulți oameni să nu mai fie pe acel salariu minim pe economie și așa vom rezolva problemele. Parțial, poate să fie și asta o soluție, dar întotdeauna în acest sistem. Economic în care trăim astăzi, vor fi uh, sute de mii, milioane de oameni care vor rămâne la acel nivel salariul minim pe economie, pentru că există înțelegeri uh, explicite sau tacite între angajatori să nu strice uh, piața și să nu mărească salariile, chiar și atunci când treaba asta e 100% posibilă. Am mai tot vorbit despre salariul minim pe economie, dar trebuie să înțelegem de unde vin aceste manipulări, în care hai să-i punem pe oameni unii împotriva celorlalți, cei de la stat împotriva celor de la privat, cei de la privat împotriva celor de la stat. Nu să vedem, de fapt, care e problema reală. Că, în special, marile companii, nu vorbesc neapărat despre uh, firmele de familie, mici companii, în special, marile companii își permit să plătească să-și plătească angajații mai bine, dar aleg să nu o facă pentru că dacă e posibil, de ce nu? De ce să nu aibă profit mai mare de la an la altul? E bine să observi genul ăsta de manipulări, mai ales acum. Că am văzut, se încearcă scăderea salariilor angajaților de la stat, chiar dacă lucrul ăsta se va întâmpla prin tăierea sporurilor. Până la urmă, dacă lucrezi undeva și la sfârșit de lună primești mai puțin bani, E mai puțin relevant pentru tine dacă banii ăia sunt din spor sau din salariu net pe care urma să-l primești la sfârșit de lună. La sfârșit de lună vei avea mai puțin bani. Asta este și situația și de aici vine această manipulare. Nu e o conspirație. Asta nu înseamnă neapărat neaparat, că a venit cineva de la guvern și a zis televiziunilor, presei în general, haideți, dați manipulări de genul ăsta în care îi punem pe cei din privat împotriva celor de la stat ca să fie lucrurile bine și să trecem cu bine peste acest moment, fără proteste, fără prea multe uh, uh, astfel de manifestări. Nu. De cel mai multe ori se întâmplă lucruri de genul ăsta pentru că sunt ideologii care se, se potrivesc. Vine așa un mesaj cum a venit prima dată, cred că uh, în ziarul financiar, un articol de genul ăsta în care ni se spunea că uh, diferența asta e foarte mare între stat și privat și apoi uh, subiectul e preluat mai departe în mod organic, de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, organic se propagă acest mesaj, această manipulare. Că de ce să dai tu vina pe patron, pe compania la care lucrezi, când poți să dai vina pe angajații de la stat?